Punctul de vârf al fericirii omenești se află în supunerea absolută. Am încheiat citatul, care nu-i aparține vreunui teoretician al masochismului terapeutic. E din cel mai important scriitor francez al momentului. N-ai zice, dacă l-ai vedea cum dansează. Ce se întâmplă? Suntem în Franța anului 2022, unde lucrurile nu merg tocmai ok. Ceea ce nu mă miră, întrucât avem de-a face cu un autor comparat recent, cu Huxley și Orwell. Printr-o bizară, dar foarte literară întorsătură de Condei, Franța anului 2022 seamănă undeva cu România anului 2000, întrucât în turul 2 al alegerilor prezidențiale se califică Marine Le Pen de la Frontul Național și Mohamed Ben Abbes de la Frăția Musulmană. Nu cred că stric nicio surpriză nimănui, dacă menționez că ulterior evreii vor pleca din țară, iar profesorii catolici de la Sorbona vor fi încurajați financiar să demisioneze, ca să le facă loc musulmanilor. Americanii ar zice că e o specie perversă de terorism intelectual, dar oamenii inteligenți vor observa că, de fapt, e o formă savantă de supunere, cea rezultată din falimentul moral al unei întregi civilizații. Mă rog, aș zice că, per total, se petrec multe lucruri la fel de interesante, recte vizionare pentru alarmiști și apucați, în arondismentul 5 al Parisului, unde nu întâmplător, după cum observa scriitorul Radu Paraschivescu la vernisajul ediției în limba română, există atât Panteonul, cât și Marea Moschee. Cât despre ediția franceză a acestui roman distopic și satiric pe undeva, care a băgat mortul în casă unei Europe și așa profund isterizate, e suficient să spun că s-a lansat pe 7 ianuarie 2015, când, printr-o coincidență tulburătoare, dacă nu cumva programatică, a avut loc atentatul de la Charlie Hebdo. Pe coperta revistei era un titlu sugestiv, Previziunile vrăjitorului Welbeck. Iar în acest sens, prevăd că sunt niște românași de-ai noștri cu frică de Dumnezeu, care încă n-au citit ultimul roman al lui Michel Houellebecq. Nu-i târziu să o facă acum, până nu ne trezim la Catedrala Neamului cu 4 minarete la vreun miliard de euro bucata și până nu interzice muftiul distopic de la București, toți papanașii care nu sunt pe bază de baclava. Be, 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 be.